Sau Spivang se iau un episod din Just in Time, joculețul în care trebuie să salvezi oamenii cu câteva secunde înainte să moară. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior, s-au strâns peste 17.000 de like-uri și o grămadă de like-uri în primele minute, cum sunteți voi deja obișnuiți la seriile de VR, așa că vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta, iar astăzi am impresia că vom termina jocul, pentru că mai avem foarte, foarte puține nivele, după cum vedeți avem ăsta de aici, ăsta de aici și ăla de acolo, nu știu exact cine așteaptă acolo la bonus levels, dar na, asta rămâne de văzut. Dacă vă place, bineînțeles, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de asemenea, mă gândesc, după ce terminăm jocul ăsta, să introducem mai multe jocuri pe VR. Am să stau să caut pentru că sunt o multitudine de jocuri, o grămadă de variante. Și chiar mă gândesc să introducem mai multe, pentru că văd că vă plac. Așa că, da. Să începem cu asta, că pare un piculeț mai interesantă. Se pare că 3 din 6 oameni vor trebui să fie salvați. Salvează cât de mulți poți. Și au fost ceva experimente ciudate și nu știu ce s-a întâmplat. Așa că îi dăm aici pe play și să vedem pe cine trebuie să salvăm noi astăzi. Foarte unică ideea și chiar am să caut mai multe jocuri în genul ăsta care au idei unice. Păsări care omoară oameni. Mamă, voi vedeți ce-i pe aici? Asta e ceva problemă, să știți. Asta e ceva mare problemă. Îi dăm aici pe play. Trebuie să văd mai întâi ce se întâmplă, ok? Am înțeles acum care-i faza. Pleacă de aici! Mamă! Cred că mă omoră pasărea asta, dar cred că o să vină mult mai multe păsări dacă e. Vai de capul meu, voi imagina să fie o situație de asta în viața reală, adică efectiv să vină păsările după tine. Așa am și eu timp să fac treburi. Oho, oho, ia plecați mă păsărilor de aici. Bun, unde mai avem păsări? Oh, peste tot avem păsări, ce vorbesc, am peste tot păsări, e plin de păsări. Bun, asta se activează mereu când îl iau în mână și am impresia că o să se consume la un moment dat. Dar aș putea să-l las aici și... Oh my god, uitați-vă câte păsări sunt aici. Repede. Mamă, au omorât oamenii, plecați păsărilor de aici. Auleu, du-te repede la oameni și salvează-i. Vai că-mi stric și camera dacă e. Pleacă de aici, areau-o. Pleacă. Mamă, câte păsări sunt, nu te cred așa ceva. Dă-i cu manivela! Uuuu! Dă-i! Wow! Frate! Așa ceva n-am mai văzut până acum. Deci trebuie să țin arma într-o mână și cu manivela trebuie să dau. Că vin prea multe păsări la noi. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri. Dacă ați ajuns până la episod, dați un stop la episod, dați un like și vreau hashtag păsări în comentarii, ok? Fii atent că am dita mai chestia. Ha mă băieți, plecați și voi, trebuie să scape acolo în carantină. Dar am foarte mulți oameni care au scăpat de... Ai de capul meu. Am foarte mulți oameni care au scăpat deja, dar uitați-vă ce vine spre noi. Încerc să le omor. Vai de capul meu. Am reușit. Au scăpat minim 3. Bine, aveam 4 de fapt, sau nu, am 4, 5. 5 oameni am reușit să salvez. Bă, ok, am reușit până la urmă această misiune. N-a fost chiar așa de dificilă, dar a fost decentă, da? Bun, hai să vedem următoarea. Pierdut în pădure. Unul dintre clienții noștri e pierdut în pădure și nu o să supraviețuiască până mâine dimineața. Ajută-l să-și găsească calea înapoi. Billy Bob, vârsta de 42 de ani. Nu știu exact ce făcea el în pădure, sincer să fiu, dar hai să-i dăm aici și să pornim la drum. Să vedem ce făcea domnul Billy Bob în pădure. Băi, domnule Billy Bob, cum ai putut să te pierzi? Și nu o să se supraviețuiască. Bun, asta știam deja. Găsește-l și ajută-l să se întoarcă. Băi, e cam creepy așa în pădure, sincer să fiu. Nu prea aș vrea să fiu aici de unul singur. Însă, trebuie să-l ajutăm. Ei, ești aici undeva? Nu este nici în cort. Văd o capcană de urs. Unde e mă ăsta? Capcană de urs iarăși. Ei, n-am să calc în capcanele de urs. Dar nu știu unde e Billy Bob. Billy Bob, unde ești? Alo? Domnul Billy Bob? Pe aici? Asta e. Salut! Hai! Vino după mine ca dacă vrei să trăiești. Să nu calci în capcana aia. Bă, ia să iau eu capcana aia de acolo. Nu de alta, dar mi-e frică că o să calce direct în capcana și o să moară. Haide! Sper că tu ești și nu e altul. N-ai de ce să te teme, adică eu vin cu tine acum, ai înțeles? N-ai de ce să-ți faci probleme. Ce poate să-l omoare? Doar, parcă vezi că vine un urs random. Oh my god, am avut dreptate! Oh! Bă, vezi că vine ursul!
Vai de capul meu, nu mă așteptam la chestia asta, frate. Mă gândeam, zic, bă, sunt atât de multe capcane încât sigur... sigur o să vină ceva urs. E aici! Ok, capcana pe jos. O să mai iau una. Ha, calcă-n capcana aia, bravo. Mamă, dar ce mare ursul ești, nebă... Urs în față, urs în față. Mamă. Pe bune zici? Pe bune zici? Ia tu capcana asta de aici. Ok, dă încă una. Da, stai liniștit. Păi ia și tu cu o capcană de aici. Să văd dacă mai e vreun urs prin zonă. Ok, aia doi am anihilat. Nu pare a mai fi niciun urs momentan, dar totuși am să stau pregătit. Trag de asta. Mă, mai e vreun urs pe aici? Să nu calci ăsta în capcana asta, știi? Asta mi-e frică. Ia stai, să o închid. Închid-o pe asta. Ia-o pe asta. Ești în siguranță sau nu? O, ba, nu e. Ia, calcă pe ea, calcă pe ea, calcă pe ea. Ok, perfect. Deschid-o pe asta. Nu-mi zic că mai vine. Oh, n-a mai venit. Mamă, frate, ce nebunie. Cum să fie atacat de atâția urși? Adică, efectiv, n-ai cum. Doamne, nici nu știu ce aș face dacă aș fi în situația lui. Dar e bine că ne are pe noi. Și asta ar fi ultima misiune de astăzi. Adrian zice că el are... avem un tânguleț aici care trage cu laser. E superb, tot ce-mi doream astăzi, cu siguranță. Hai să vedem ce se va întâmpla. Am o idee. Ok. Nu trage mine. Ok, voi vedeți și acolo? Am înțeles, hai să fac pe asta, dragă mine. Mâinile sus, am zis. Hai, dă glonțul încoace, așa, perfect, la fix, like that. Hop. Și fiți atenți la faza asta. Aia e, cred că șmecherie. Trebuie să facă mai multe glonțe în el. Aia e, perfect, mai dă-i, că mai am nevoie, te rog eu. Dă mai multe, că am nevoie, pe bune zic. Așa, unul, dă-l, bravo. Dacă mă duc repede să-l dau. Frate, câte trebuie să mai trag? Nu, cred că trebuie să fac asta. Mi-a venit ideea acum. Ce idee bună. O să explodeze, să știi. Stai cu minte, stai. Dă asta încoace, că e periculos. Wow, papa! Mâinile sus, am zis. Cum pot să trag, cum pot să folosesc eu arma asta? Că aș vrea eu să trag în... Nu. Stai cu minte. Eu n-am ce să-i fac lui, el trebuie să scoată arma, să tragă mine, ca eu să trag înapoi. Hai, ok, facem chestia asta, ia de aici, salut. Salut, la revedere. Bun, tu ești liber, hai să mergem, zic, pentru că ar fi o idee bună să nu mai stăm. Nu știu dacă mai e cineva care o să ne creeze probleme. Sper să nu. Hai, vină pe mine. Avem aici, ăsta e punctul pe care trebuie să vii. Hai, repede. Dacă vrei îți dau armura lui ăsta, nu mai pot să iau de pe el. Nu mai pot să iau de pe el, că e murdară. Hai. Uite ia ce, cum se înclină nebunul. Hai, repede. Ha, mă, mai repede. Ne grăbim aici, e de urgență, hai. Rapid. Bine, el e în slow motion, știi, dar na. Base escape și am reușit și misiunea aceasta. Și tehnic vorbind, acum cred că am terminat jocul, corect? Ia să vedem. Great job. Ok, am făcut o treabă bună. Și că m-am angajat la fix. Just in time. Perhaps you might enjoy our hastily put together credits level. Ok, bănuiesc că e, da, e ăla de acolo. Hai să vedem despre ce e vorba. Că e practic bonus level și chestii. Wow. Și că they are short. Ok, dacă facem asta o să ne dea drumul la niște vaults. Deci dacă ne uităm la credits, ne lasă să vedem ce e aici. Astea sunt alte nivele, cred. Bonus level 4, uite că scrie. Ăștia sunt creatorii jocului. Foarte tare. A fost făcut de 2 oameni. Au mai fost câțiva care au ajutat, dar în mare parte 2 oameni au lucrat la jocul ăsta. Vă veni să credeți așa ceva? Mi se pare wow, adică...
bravo lor, aplauze, aplauze, n-am ce să zic mai mult de atât. Și aparent ne oferă aici și niște chestii cu care să ne distrăm. Acum că am terminat jocul, hai să ne distrăm puțin cu developerii jocului. Oh my god, oh my god, săraci. Da, deci am avut și developer dacă e. Bun, hai să vedem bonus level, hai, le jucăm pe toate. Fiți atenți, dacă strângem acum rapid, rapid câteva mii de like-uri, bam, ați apăsat butonul așa de like, le voi juca tot în episodul ăsta pe toate. Ce ziceți, facem? Hai să vedem, ce să-i primul prototip al jocului. Prima dată când au făcut jocul, cum arăta? Ceva de genul ăsta arăta. Can you save the yellow thing from the red thing? Deci, practic, bucata asta trebuia să fie salvată. Bucata asta trebuia să fie salvată de ăștia roșii care trăgeau în ea. Deci așa arăta jocul prima dată când a fost făcut. Când nici măcar nu era, era abia un prototip. Ok, ăsta a fost nivelul. Hai să le vedem. Băi, se pare că sunt scurte, dar sunt interesante să vedem, să vedem chestii de genul ăsta. Bonus level 1. Și deci, așa, bun, deci venea bunicul să o atace pe bunica. Asta a fost, cred că, al doilea nivel pe care l-au făcut. Avem mulți bunici aici. Și bunica, bunica are multe probleme, se pare că. Sau are mulți amanți, nu știu ce să zic. Bunica are cam mulți amanți. Ia de aici, ok. Bă, da, cam mulți amanți, ce să zic. Așa, bun, ia și tu, bam. Perfect, dă-mi și mie încoace și aș, bam. Oho, oho. Bă, să mă parcă mai fan decât nivelele principale. Mi se par mai distractive, sincer să fiu. Bun, bunicule, stai acolo că stai bine. Și acum tu stai așa că te facem de râs. Te facem de râs, tu vezi că vin chiloți. Două ureche i-am dat. La ureche i-am dat. Na, l-am terminat și pe ăsta. Mergem la următorul, nivelul numărul 3. Trebuie să scăpăm o pisică sau mai multe pisici dintr-un incendiu. Asta sună bine. Vreau să salvez pisici dintr-un incendiu. N-aș vrea să fie, să fie prinse în foc. Bun. Avem aici. Cred că îmi trebuie toporul. Cred că îmi trebuie toporul. Dă toporul încoace. Rapid, rapid. Miau! No, pisicuțelor, vin eu să vă salvez. Așa, mai avem vreo ușă? Nu mai avem nicio ușă. Unde-s pisicile? Miau, unde-s pisicile? Aoleu, uite și pe bunica. Dar unde sunt pisicile? Aoleu, săracele. Cum pleci, mă, să nu salvezi pisicile? Aoleu, ia, uite-le, săracele. Hai, vină cu mine. Vină. Are și pui, are și pui. Aoleu, are mulți pui. Uite, ia, pleacă. Duceți-vă acolo. Mia, unde? Aoleu, câți pui are? Mamă, pisica cu pui. Rapid, rapid. Așa, perfect, perfect. Acolo să stai. Normal că o să moară. Aparent am reușit. Aparent, dar nu știu exact care a fost faza, dar da, interesant nivel. Nu mă așteptam să trebuiască să salvez pisici dintr-un incendiu. Bonus level 3, ia să vedem. Somil protest. Ceva tragedie la asta de lemn. Ok. Și îl va tăia înapoi. Trebuie să-l salvăm pe ăsta. Nu știu dacă e bine ce fac. Îl trimit mai încolo. Ok, aici voi activa și asta. Însă aici e o problemă. Ia, stai că aduc asta încoace. Nu, unde te duci? Aoleu. Așa. Taie și astea, taie și alea. Cred că trebuie să-l fac să treacă mai încolo, știi? Cam asta e, cred că e faza. Și acum înapoi, du-te înapoi. Nu, stai acolo. Du-te înapoi. Aolei, ar trebui să-l împing. Și să nu-l împing foarte tare, pentru că s-ar putea să-l răstorn și atunci o să fie și mai mare problema. Așa că îl împingem așa ușurel. Hai, du-te spre camion. Îl încărcăm în camion, înțelegeți că acolo l-așteaptă prietenii lui. Bă, sper să fie ok. Hai că am luat ăsta deja ca să nu ne încurce. Și salut, ai scăpat. Te-am salvat. Bine, astea sunt nivele bonus, sunt nivele care nu sunt terminate, știi? Practic ce-am mai vrut ei să mai facă, dar n-am mai avut timp, fie prototipuri, știi? În care au încercat diferite variante. Bun, hai să vedem ce mai avem noi. Încă două de jucat. Bonus levelul numărul 4.
Așa, hai să vedem. Aici ce că se vor întâmpla niște chestii, explozii ceva. Avem o bâtă, rescue the two of the clients stuck in an active... Aha, bun. Ce am o bâtă de metal. Wow! Ok. Mamă, nu-mi vine să cred așa ceva. Deci asta e șmecher. Asta e chiar șmecher. Nu-mi vine să cred că trebuie să îl salvez pe ăsta de o clădire care a explodat și cad peste el bucăți. What? Asta e mai mișto decât altceva, decât alte nivele. Chiar e mai mișto, frate. Da, mi se pare greuț. Mi se pare un pic greuț. Că, uitați-vă și voi, sunt foarte, foarte multe bucăți care vin spre asta. Dar voi încerca să fac tot posibilul, să nu pice nici măcar una peste ea. Ok, ăla e în siguranță. Și asta e în siguranță, super. Da, sunt foarte scurte, dar idei mișto. Uite, asta cu clădirea ar fi trebuit să o implementeze și în jocul full. Dar, și asta e Return to Headquarters. Deci asta a fost jocul, practic. Nu mai avem altceva, asta a fost tot jocul final. Aici este ultimul episod. Mi-a plăcut, a fost tare, chiar mi-a plăcut. Dacă vreți să mai încercăm și alte jocuri pe VR, sunt o grămadă, frate. Deci m-am uitat pe Steam acum. Efectiv, ai sute de jocuri interesante la fel ca ăsta. Așa că dacă v-a plăcut și dacă mai vreți jocuri pe VR, nu uitați, dați acolo mare, mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!